Atunci întoarce-te și ia 3-4 pe acolo. Aia e poziția, aia e poziția de la perete. Și când cași pe perete, cași cu toată tapa. Da. Dar nu numai cu vârful. Și cu mâinile te ajut de perete, da? Și nu fii așa crispat. Ușor, ușor te las în greutatea ta. A, așa, aia-i, vezi? Te ajut de perete. Bun, perfect, super. Da. Bun, rămâi așa, trebuie să cași pe perete, mai puțin. Așa, rămâi așa. Nu mai e cum mai dacă pățește mai ceva. Eu nu știu să-mi luăm, nu? E problema asta. Haide, acum. Asta să-ți vină în sus, acum, când te lași în ea. Hai. Te lași ușor să te preia. Așa, te-a preluat, da? Bun, perfect. Așa. Super, ala e închis. Hai. Ușor te lași, ușor, în greutatea ta. Calci cu toată talpa pe perete, din mijloc mai pe spate puțin. Și nu te ține de coardă, mâna pe lângă tine, așa, pe perete, te sprijin de perete. Așa. Distanța mai mare între picioare și calcă cu toată talpa pe perete.
Ce? Pe unde faci verticală? Ha? Nu vrei tu. Ești pe dincolo, pe jos, nu se poate. Pe aici, pe nu, pe față, pe față. Da. Ai auzit povestea? Povestesc și eu. Și am mutat prima dată cu undeva să-mi era bucura. Da, a dormit în cinci. Apă caldă între corpul tău și o frenă. Este și pe cea puțină. Andreea, ești ok? Da, da. Să transpir prea mult și... ce fain e. În sfârșit ne răcorim. Da, pe mine nu. Nu, deloc. Ce tare. Șoc, sublimează. Ce-a neapărat să ne Postojna, da, Postojna cea mai turistică din Europa. Prea comercială. Hai că iară not acum. Nu, nu. Ia uite de unde vine apa, pe sub munte. Hai, hai la baie. Oare? Uite cum o ține. Uite, ține vesta. Bă, nu mai ajung la picioare, împinge-mă. Împinge-mă, mă. Hai că te trag, bă, și eu. Ce tare! Cam Postojna aici! Postojna! Una care o face așa are altă senzație. Da, normal. Nici nu se compară. Incomparabil. Funcționează vestea. Da. Da. Nu vă uitați aici cu lanterna aia. Aici am noapte, râde. Eu pe spate mă duc. Pe cortina de noapte. Mă întorc să nu stau una. Da, da. Ca să se formeze. E cineva care sunt alea. Unul la mână, trebuie să ai o rotă solubilă. Alba de mână.
Una dintre condiții trebuie să fie o rocă solubilă, adică care se poate să fie dizolvată de către apă. În cazul nostru, carpa. Toate peșterile mari din România sunt în carpa, care există și peșteri în sare, în subcarpații și în jurii, deci de la 6 este la Mânzărești, 1 km și jumătate, a fost cea mai lungă din lume, după care a fost depășită de o peștere din Israel, dar ea niciodată nu a picat marca ei. Ideea este la peșterile sale, apa dizolvă rapid sarea și aia se poate prăbuși oricum. Deci azi vizitez 10 km și mâine va fi închis, să nu mai vezi. În schimb, un car care nu se întâmplă în jurul ăsta. În afară de sare și de calcare, se mai pot forma peșteri în gips. De exemplu, în Ucraina există un sistem de peșteri, optimicesc aia și un aia, da? Care au fiecare peste 150 de km de vântare. Dar e un labirint de galerii, pentru că pachetul ăla de gips se dezvoltă doar pe 20 de metri înălțime. Deci nu ai puțuri verticale mari, urcări mari, totul se dezvoltă acolo într-un sistem labirintic. Sunt atât de complicate încât marchează ca să nu se rătăcească. Eu am avut șansa să văd una dintre peșterile astea, apropiată de Ucraina, se numește Atlantida, înainte de război, chiar când am avut România 100 de ani, în 2018, cu cristale de gips, vă spun, este senzațională ca asta. Cum o la pe scafandru era bună. Poate îmi pierd dracu cizma. M-am ajuns lanterna pe gură. Ioi, hai că mă rog în lumina mea. Da. Frate, că te-ntrec. Nu mă treci. Dar lasă-mă în față, Florin. Hai mă, lăsați-o și câteva în față. Vă rog să vă dați voastră. Vă rog să vă dați voastră. Că vine, da? Dumnezeu, dumnezeu. Oameni, ce frumos e. Asta e și rea. Și-o pare. Nu știu. Asta e, mă. Hai să mă arunc, băgați-o băgați. Na, ce-a aruncat-i ăsta? Ce-a aruncat-i ăsta? Vreau un plunjon de sus. Hai, Flore, hai! Vezi că faci valuri. Scuze, scuze. Mai că faci valuri. Că ajungem la plajă. Da? Ajungem la plajă. Asta-i de fapt. Da, pe spate. Să spate cizmele. Da. Hai mă, că cea mai tare experiență, dai? Da, foarte tare. Da. Uite ce fain în sus. Mamă, foarte cizmele. Nu mai mi se te...
Noi ne bucurăm ca și copiii. Nu-ți bine, mă! Deci, ăla... Dă-o-s foarte greu, mă! Hai să-mi pus asta. Puțin chiar relaxam. Am oprit-o? Da. Ai oprit-o? Da. Bine, ce-am luat pentru tiponică. Și chiar, lasă pe spate, tiponică. Zii tu. Tare experiență. Finalul ăsta deosebit. Nu cred că e finalul, intrăm în altă peșteră, da, de aici. Da. Pe bune? Da, da. Ai vrea? Ai vrea? Eu, da. Corintă, și un jos. Acolo, da. Eu încă nu. De ce s-ar face triatlon, pe cuvântul meu? Nu, ai zis că nu se termină, Florin. Nu o să termină. Ai luat o gură. E bună? Gândi-tu că să nuați în peșteră. Univor înapoi! Cum a fost la pește? L-a murit de cald. Uite, pe primul loc. Am uitat apă după gât. Ți-ai văzut apă după gât? Na, ia că te-aș pe Florian, i-au filmat în drumul. Acum ai cărniți, film, terminarea, toată lumea e bine, vreo doi lipsesc. Dar nu-i problemă, îi recuperăm. Parcă stau pe loc. Lua-te pe spate, Florin, să te vezi și tu. Dar mai e fără carte și scasă strâncile. Dar ce mai contează la câte strâncoacele? Dan? Yeah. Cum a fost la tocuința? Excelent, minunat. Da, da.
Hai, îți pun cască. Ce? Na, Dani. Bine, bine. Ina, ți-a plăcut? Mai venim și la întoarcere. Doi, opa. Ca mă rog, că vesta. Bă, ce greus! Super tare. M-am oprit ca barca. Așa se scapă de apa din neopren. Mi teamă că pice în cap. No, a fost bună vestele. Foarte. Dacă vrei să mergeți fără salopete,